ședință ordinară, primarul comunei Buciun, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Buciun, ședință publică, ordinară, în data de 31 martie 2021, orele 13, la sediul Căminului Cultural Buciun. 2. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar al Consiliului Local Buciun, județul Bacău, inițiator primarul comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021, inițiator primarul comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unui imobil aflat în domeniul public al comunei Buciun, inițiator primarul comunii. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului dotare mobilare, centru integrat comunitar în comuna Buciun, județul Bacău și a cheltuielilor aferente acestui proiect, inițiator primarul comunii. 5. Diverse. Domn președinte, mulțumesc, domnul primar. Supun la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 1 din ordinea de zi. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar al Consiliului Local Buciun, județul Bacău. Doamne, domnul consilier, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar al Consiliului Local Buciun, județul Bacău a fost inițiat ca urmare a necesității de asigurare a documentelor pentru obținerea licenței de transport de la ARR. Argumentez necesitatea obținerii licenței cu faptul că, la contrarul ce se efectuează de agenție de poliție pe drumurile publice, fiind vorba despre un mijloc de transport persoane aparținând unei persoane juridice și în considerentele prestării unei activități de interes local pentru elevii de la școlile de pe raza comunei, unul din documentele solicitate este licența de transport. Pentru obținerea acestei licenții, dar și pentru verificarea corectitudinii activității de transport, unul din documentele necesare este regulamentul privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar. Anexa care se însoțește proiectul de hotărâre cuprinde un număr de 6 capitole, începe de la scopul utilizării mijlocului de transport, modul de utilizare a microbuzului, dispoziții privitoare la conducătorul la auto, participarea la activitățile școlare și extracurriculare, cheltuieli și dispoziții finale. Consider că aprobarea acestui document stabilește cadrul legal pentru activitatea ce trebuie să fie prestată de persoana angajată în funcția de șofer, dar și pentru conformarea în vederea obținerii licenței ARR. Față de cele menționate mai sus, rog analizarea și aprobarea proiectului hotărâre. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar, dau cuvântul la președinte. Mulțumesc. Având în vedere importanța acestui microbuz în vederea transportului elevilor pe raza comunei, la activitățile școlare și extrașcolare organizate de unitățile din comuna noastră, pentru comisiei au fost de acord cu proiectul de hotărâre de doamnă primar. Mulțumesc. Dacă cineva vrea să cuvântul pe acest subiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Dau cuvântul la primar pentru a expune punctul numărul 2. Referat din motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2021. Doamnă și domnul consilier, având în vedere solicitarea numărului 2/1920/18-03/2021, transmisă de Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de analiză și aprobare a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2021, am inițiat prezentul de hotărâre pe care îl supun spre aprobare în această ședință. După cum știți, deja la începutul fiecare an, deja DGASF-ului Bacău ne solicită stabilirea procentului care se suportă din bugetul propriu la cheltuielile de protecție a persoanelor cu handicap. În conformitate cu prevederile codului administrativ și în virtutea principiilor autonomiei locale și cooperării în administrația publică, Consiliul Județean Bacău a transmis modelul contractului de asociere care este prevăzut ca anexă la proiectul de hotărâre. Întrucât comuna Buciun figurează în evidențele DGASPC Bacău un număr de 7 persoane cu handicap în instituții de tip rezidențial, consider că nu este numai o obligație legală și ci una morală de a suporta o parte din cheltuielile la protecția acestora și, prin urmare, să fim parte la contractul de asociere transmis. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul la președinte. Mulțumesc. Care este Direcția Generală de Asistență Socială?
generală și protecția copilului Bacău solicită anual aprobarea unui procent oferent cheltuielilor anuale necesare pentru îngrijirea persoanelor cu handicap din comuna noastră, avem din comisia avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dacă cineva vrea să aibă cuvântul pe acest subiect? Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc! Domnul Germán, vreau să ne spuneți punctul numărul 3. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unui imobil aflat în domeniul public al comunei Buciu. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care l-am supus analizei de stat dumneavoastră în ședința din luna martie conține propunerea de schimbare a denumirii imobilului dispensar medical uman situat în satul Buciu, în vecinătatea primăriei Buciu, în centrul integrat comunitar pentru următoarele consiliere. Există posibilitatea accesării de fonduri pentru dotare și mobilarea actualului dispensar, iar una din cerințe este schimbarea denumirii actuale cu cea de centru integrat comunitar. Cu atât mai mult, cu cât construcția imobilă existentă va avea destinația nu numai de asigurarea medicinii de general de familie, ci de asigurarea unor programe de asistență socială, educațională și se va adresa cu pregătire persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical sau social de pe raza comunei Buciu. Existându-se astfel gama de servicii, se impune și schimbarea denumirii actuale, această modificare fiind solicitată prin adoptarea unui hotărâri de consiliu. Mulțumesc că se intenționează depunerea cu denumirea de dotare mobilare Centru Integrat Comunitar în Comuna Buciu, în județul Bacău, pentru a se obține finanțare prin POR AXA Prioritară 8, Prioritatea de Investiție 8.1, Obiectiv Specific 8.1b. Consider că acest obiectiv de investiție are importanță destul de mare pentru comunitatea locală, mai ales ținând seama de faptul că un procent destul de mare al locuitorilor comunei reprezintă populația de etnie romă, ceea ce face ca acest proiect să fie eligibil. Față de cele menționate mai sus, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Dă cuvântul la președinte Grigă. Membrii Comisiei Buget Finanțe au fost de acord cu schimbarea denumirii dispensarului uman în majoritate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dacă cineva vrea să apropie cuvântul pe acest subiect? Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc! Domnul primar, vreau să ne spuneți următorul punct. Referat de motivare ca proiectul de hotărâre referitor la aprobarea proiectului dotare cu modelare Centrul Integrat Comunitar în Comuna Buciu, județul Bacău și a cheltuielilor aferente acestui proiect. Doamne și domnule consilieri, așa cum am prezentat la subiectul anterior, când s-a propus schimbarea denumirii imobilului construcție din dispensar medical uman în Centrul Integrat Comunitar, urmărim ca în Comuna Buciu să realizăm un centru medico-social educațional pentru persoane vulnerabile în situații de risc. Acest centru își propune să asigure furnizarea de servicii medicale, de profilaxie, de promovarea sănătății în comunitate, consiliere medicală și socială, asistență la domiciliu, a gravidei, noilor născuți, bolnavi cronici și asistență medicală de urgență în limita competenței. Toate aceste servicii vor fi oferite gratuit. Pentru punerea în practică a acestui proiect este necesară o dotare corespunzătoare cu tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare. Întrucât Comuna Buciu se încadrează ca fiind eligibilă pentru obținerea finanțării prin POR, este necesar ca membrii Consiliului Local Buciu să-și exprime acordul cu privire la acest proiect. De asemenea, este necesar să se apropie și cheltuielile prevăzute în conținutul propriu de hotărâre la articolele 2 și 5, aceste cheltuieli fiind conforme cu devizul general în totul de 10 euro proiect consulting SRL pe care îl aveți atașat la documentație. Având în vedere cele expuse, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea proiectului dotare, mobilare, centru integrat comunitar în Comuna Buciu, județul Bacău și a cheltuielilor referente acestui proiect. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar, dau cuvântul la președinte Grigă. Membrii Comisiei au fost de acord cu acest proiect privind dotarea, mobilarea Centrului Integrat Comunitar din comuna noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dacă cineva vrea să ia cuvântul pe acest subiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Acum trece la diverse. Dacă cineva vrea să ia cuvântul sau vreau să spun dacă ceva. Aveți probleme deosebite în legătură cu comunitatea noastră, vă ascult. Dacă nu, declarați ședința închisă.